care vă întreabă în felul următor: cum considerați că ar trebui abordată reticența față de străini a rezidenților unui alt stat decât cel de origine atunci când doriți să găsim un loc de muncă? Este o întrebare pe care am găsit în diferite formulări de 56 ori. În primul rând, cu multă fermitate trebuie abordată această reticență, pentru că dreptul de a călători, dreptul de a munci în alt stat membru, este un drept, nu este favoare făcută de un stat membru cetățeanului în alt stat membru. Deci, din punctul acesta de vedere, Comisia Europeană abordează astfel de reacții în unor state membre cu foarte multă fermitate. Și se poate ajunge inclusiv la procedură de infracțiune, de infringement, când există astfel de atitudine ale unor state membre. Deci asta din punct de vedere procedural. Din punct de vedere politic, la fel, cred că trebuie abordată cu foarte multă fermitate, pentru că această reacție a unor state membre față de cetățenii altor state membre, mi se pare în primul rând că nu e onestă. Și e chiar ipocrită, pot să spun. Pentru că din datele pe care le avem la Comisia Europeană, este clar că imigrația vizează în primul rând cetățeni tineri, în plină putere de muncă, care se duc să-și caute de lucru și care au o contribuție, inclusiv economică, la economia statelor membre respective. Și deci, din punctul ăsta de vedere, astfel de atitudini mi se par greu de înțeles și oricum nu sunt în logica acceptată de toate statele membre a extinderii Uniunii Europene și pentru întărirea forței economice a Uniunii Europene și pentru aplicarea unui